deocamdată n-am nicio părere așa. Mi se pare Viorel cel mai serios, cel mai pregătit. Doar că nu, niciodată nu știu ce gândește, știi? Păi nu poți să-ți dai seama până nu vorbești. Păi nu prea e deschis așa la dialog, adică... Îi place mai mult să analizeze, să stea să... Poate și n-ai eu ca față, îți dai seama, te bagi așa în... Poate stă locul lui ca să vină și celălalt de vede, știi? Îți dai seama. Păi eu sunt sigur că eu acum... Adică sunt așa cu atenția lor pentru moment. Nu fac, nu am nicio părere, nu am nicio iluzie, nu am niciun gând, nu... Eu mă simt așa, ca în gașcă, știi? Nu... Băieții ăștia care au venit acum sunt mai simpli, așa, mai... Te dau bine, ești mai serioși. Aia, ce trebuie, băieți? Dacă dar nu-mi place nici mie. Da. Mi-a zis cum e Viorel așa, serios. Cred că... Nu mi-e plac fetele decât date cu maxim. Tu nu-mi inspiri încredere. Nici nu trebuie. Am presia că e așa, nu mai... Înțelegi? Știu, nu-mi inspiri așa încredere. Mă uit și par tipul ăla de bărbat care înșeală. Dar unde l-ai lăsat? Oriunde s-ar duce. El trebuie, e cuceritor, trebuie să-și... Da. Știi, are instinctul ăla tot timpul de a cuceri. N-am cum, dacă o să mă opresc, o să mă pierd și nu vreau. Ești așa, așa. Tot timpul e așa, așa, nu știu ce. Nici nana care scapă așa printre degete tot timpul, are tot timpul explicații plauzibile. Te-am cam citit, așa? Nu, nu, nu. Are prea multe substanțe în întrebarea asta ta. Păi ce, că am și răspuns, tot eu. Nu. Fănica. Asta e patul meu din casa fetelor. Am zis că dacă se uită pe antena Play fetele, cine vine să pune aici, înseamnă că a venit pentru mine. O să păstrăm legătura, că o să fim aproape, știi? Mm. O să fiți prietene asta. Și dacă, de exemplu, mâine când vin, mă găsești în patul. Da, bună asta. La asta nu te gândi, nu? O să fii aici, o să fim vecini. Tu aici, pac, într-un halat așa cu țigară. Îți plac femeile care fumează? Câteodată. Da, tu-ți plac sau perfumează câteodată? Da. Deocamdată nu. Vreau să fac ceva să mâncați. Ți-e foame? Aici au uiți toate piesele. Dar mai sunt trei, nu mai știu ce înseamnă oare. Nu, cred că nu. Peste... Haide, lasă-te. Jumătate de oră, dacă te chemă, ți-e foame? Da. Da? Te chem pe toți. Tu știi. Am pus și rău în față când îmi găsesc o fată. Și mă plisesc toată ziua. A, și atunci nu te mai plictisești? Cum? Atunci nu te mai plictisești dacă te o găsești? Nu. Eu nu cred. Aș face în așa fel încât să nu plictisesc. M-aș juca, aș fugări eu toată ziua. Când stă supărată, i-aș da pierd din cap, să o enervez, să o fugă ea după mine. Ești nebun. Știu. Păi am zis că așa te înțelegea și cu Ana la început. Nu vreau, nu vreau să vorbesc de ea. Da. Am zis că e subiect închis, nu vreau să mai vorbesc, nu vreau să mai am să mai, niciun material, nu vreau să mai vorbesc deloc, nici despre ea, nici cu ea. Când fac așa, zici că mi-e scârbă. Le fac să pară scârbă, să stai buțin. Nu, zici că sunt cea mai mare ofensă pentru mine este să îți bagi joc de mâncarea mea. Dar du așa faci, vii cu farfuria aici, ca la cantină. Pune pe masă, cum m-am aranjat eu până acum. Mireasă pentru fiecare.